Salut și bine ați venit pe canalul PhoneGuide. În acest tutorial vă voi arăta cum puteți să înregistrați ecranul pe iPhone. Aici am un iPhone 16 Pro și dacă doriți să înregistrați ceea ce faceți pe ecran, va trebui să mergeți sus la centrul de control și aici apăsați pe semnul plus. Aici în partea de jos avem adăugați o comandă, apăsăm, iar aici avem icoana înregistrare ecran. Pur și simplu apăsăm pe ea, iar acum această icoană îmi va apărea aici. Apăs undeva pe ecran și acum am icoana sus în centrul de control. Dacă apăs lung pe această icoană, de aici pot să activez sau să dezactivez microfonul în timp ce se înregistrează ecranul. Îl voi lăsa activat, iar pentru a înregistra, apăs pe porniți înregistrare, iar acum în 3, 2, 1 se înregistrează ecranul. Voi ieși și mă voi plimba puțin prin meniu, pe la setări. Bun. Iar acum, pentru a opri înregistrarea, apăsăm aici sus și pentru a opri cu totul, mai apăs o dată și înregistrarea este salvată în iPhone. Pentru a vedea înregistrarea, mergem la poze și aici am înregistrarea mea. Ecranul. Voi ieși și mă voi plimba puțin prin meniu, pe la setări. Bun. Iar acum, pentru a... Bun, deci aceasta este înregistrarea, iar pe viitor, dacă lăsați microfonul activat, pur și simplu merge sus, nu mai trebuie să apăsați lung, doar apăsați odată pe icoană și în 3, 2, 1 se pornește înregistrarea ecranului, iar pentru a opri, apăsați din nou aici și înregistrarea se va salva pe iPhone. Bun, acesta a fost tutorialul meu pentru ziua de astăzi. Sper să vă fie de folos și ne vedem la următorul. Să aveți o zi faină!